Mult așteptatul tronson de metrou, drumul Taberei, Universitatea a rămas fără bani. Guvernul a tăiat mai mult de jumătate din sumele alocate în acest an pentru lucrări. O speranță este bugetul de stat pe anul 2013. Până atunci, premierul Victor Ponta a anunțat că Metrorex va trece în subordinea primăriei capitalei. Ce mai aveți de făcut? Ce faceți de acum? Multe, multe, dar nu vă putem da detalii noi. Dar cine? Șefii, conducerea. Dar șefii știu că veștile nu sunt tocmai bune. Mai au doar 40 de milioane de euro pentru construcția tronsonului drumul Taberei Universitate. Guvernul a înjumătățit bugetul de lucrări pentru acest an. Reprezentanții șantierului de la magistrala 5 de metrou spun că vor munci atât timp cât îi va plăti Ministerul Transporturilor. În acest moment, frezele nu au fost băgate în pământ pentru a săpa tunelurile. Cel mai probabil, utilajele își vor începe munca la sfârșitul acestui an și asta dacă iarna va fi una blândă. În timp ce oficialii Metrorex susțin că se vor găsi banii necesari pentru lucrări anul viitor, premierul Victor Ponta a identificat o soluție mai rapidă. Trecerea metroului la primăria municipiului București, pentru că trebuie continuate investițiile. Dar trebuie, nu să spunem noi de la minister, pe tot felul de interese obscure, cum săpăm în 7 direcții metrou și de fapt nu terminăm nicăieri. Banii vor urma să fie alocați de la bugetul general, dar și cel local. Magistrala 5 de metrou ar trebui să fie gata în 2015 și va avea 12 stații. Noua linie va fi folosită de aproximativ 300.000 de locuitori ai sectoarelor 5 și 6 ale capitalei. Investiția totală se ridică la peste 200 de milioane de euro. Dar nu doar metroul a fost oprit în stație, ci și centura de sud a capitalei a fost trasă pe dreapta. Șoferii au așteptat 4 ani de zile pentru demararea lucrărilor de reabilitare la centura capitalei. Acum însă jumătate din banii prevăzuți în contract au fost luați. Cum se merge pe centură? Foarte greu. M-am făcut vreo jumătate de oră. Câți kilometri, adică? Nu știu dacă am 2 kilometri. De la Bercen până aici, 2 ore, domnișoară. Centura de sud a capitalei ar trebui să fie gata cel mai devreme în 2014. Lucrările pentru reabilitare și extindere la 4 benzi sunt estimate la 100 de milioane de euro.